jos, un sus, e și Leonardo Roftei, ceea ce nu prea este bine. Deci, cum ați mai făcut treaba asta cu gătit? Ia uite, l-ați văzut? E așa. Ce ați făcut, mă? Cred că mi-a găsit mie, Carita. Stai așa, da. Moșule, stai așa că e bine, dar te vezi puțin strâmb. Hop, 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 hop. Bine, bă, băiatule, s-a putut. Ia uite, moșule, erai culcat așa, dar nu era cazul, ca să zic așa, că pe tine nu te-a culcat nimeni în cariera ta. Niciodată, n-are cum. M-am îndoit odată, dar spre sfârșitul carierei. E adevărat. O singură dată, dar aia nu s-a pus. Doamnelor și domnilor, o mare bucurie să-l văd pe moșul Doroftei alături de noi. În afară de faptul că mă uit la tine, măi, la vreun concurs de manechine, ceva, ești subțirel, tras prin inel, mă uit la tine, tuns, ras, frezat. Ce faci? Cum ești? Sunt pregătit de nouă carieră, o nouă viață. Am început să antrenez. Mă simt ca un pește în apă și vreau să dezvolt această temă. Bun, te rog, zi. Sunt ok, nu. Nu, e foarte bine că ești ok și crede-mă că a fost o decizie înțeleaptă să te duci acolo unde ești, că aici e balamul cu mare în țara asta. Ești foarte bine și crede-mă că la câte se întâmplă aici, moșule, cred că mai bine stai în Canada unde iarba crește până la ora la care se scrie în program. Aici cu programul mai complicat. Nici ce să zic. E foarte greu, dar asta e, mergem înainte. Ceea ce simt important eu de la tine... Important este că îmi doresc să fac ceva și asta mă ține ocupat, că altfel n-ar fi chiar atât de ușor să treci și printre străini, într-o țară străină. Doar că sunt Leonardo Roftei, am fost destul de deștept, m-am înconjurat de oameni români și mă simt ca acasă, sincer, mă simt ca acasă. E foarte bine și în primul rând trebuie să spunem, ești în țara unde tu ai boxat și lumea te respectă. Sunt în țara unde am stat, care m-au trimis să boxe. Păi, de fapt am fost un român care a venit în Canada și a boxat în America. Exact. Da, n-a fost rău. Am reușit să fac ceva frumos. Da. Hai, te rog, povestește-mi, o să vorbim și despre tine, dar ca orice cap de familie, ceilalți întotdeauna sunt. Povestește-mi despre fiecare dintre membrii familiei tale. Mă uit la fiica ta, pe care o știu de când o aveam emisiune și era micuță, și acum arată, este o domnișoară absolut senzațională. Hai, domnișoara, am plinit 18 ani, este mare, are propriile decizii, spre surprinderea noastră, vrea să fie doctoriță în viitor. O să vedem. Bun. A fost o discuție în casă, la masă și probabil vom avea un doctor în familia Doroftei. Vom avea și un doctor. E foarte bine. Moșule, pe de altă parte vreau să te întreb pe tine acum, să o dăm și pe glumă, în calitate de tată, de fată. Cum e? Pușca e mare, ți-ai pus mănușile, te-ai pregătit, că poate vine și vreți o fură vreun haiduc pe acolo. Cam complicat, și de ce? Că până să ajungă la mine trebuie să treacă de frații ei. E mult mai complicat decât cu mine. Dacă cu mine ar găsi o înțelegere, cu frații ei nu cred că ar găsi o înțelegere așa ușoară. Am înțeles. Din seria, dacă eu sunt campion mondial, să-i vezi pe aia ai mei cum sunt, nu? Cam poate povestea, sigur. Foarte tare. Bun, deci știm, o să avem o doctoriță, are 18 ani. Ceilalți băieți, unul dintre ei înțeleg că... Unul dintre ei... Absolut, Doamne ajută. Unul dintre ei înțeleg că deja dă lovitura în afaceri, nu-i așa? Adrian, da, dă lovitura în afaceri. Alex, pe care îl știi, este inginer, fizician, a terminat facultatea, a terminat-o bine... Acum vin la noi și e într-o perioadă în care se gândește ce să fac. Foarte tare. Prin urmare, aș putea spune că ești un tată mulțumit și fericit de faptul că copiii tăi sunt pe drumul lor. Sunt un tată care... Da, sunt un om care am plecat de jos. Nu m-a întrebat nimeni unde mă duc, ce fac. Nu m-a întrebat nimeni dacă am mâncat sau dacă m-am spălat. Am știut să am grijă de copiii mei,
Și asta pentru că am o soție care ne-a învățat ce înseamnă familia și m-a învățat pe mine ce înseamnă familia și ne ține în continuare uniți și suntem o familie adevărată. Povestește puțin despre soția ta, o femeie absolut minunată și puternică și care este unul dintre norocele vieții tale. Uite să spun, da, este norocul vieții mele. Titlul mondial a fost o minciună pe lângă faptul. Am întâlnit chiar titlul mondial. am întâlnit un om care a știut să ajute de mine, să mă ajute atunci când a trebuit și să mă susțină în continuare, și la bine și la rău. Și să te iubească, moșule. Să aibă parte de familie așa cum am fost noi și să aibă înțelegere, așa cum am avut noi în casă. Bun. Povestește-mi acum despre drumul tău ca antrenor, ce ai de gând să faci acolo, cum ești? Deocamdată sunt un antrenor aș micuț care vrea să învețe despre această carieră de antrenor, despre lumea antrenoratului. Nu m-am gândit niciodată că voi avea tare, că voi putea. Eram conștient de faptul că am un bagaj mare de cunoștințe, dar nu mă gândeam că am atâta răbdare. Nu vreau să mă laud, dar sunt ceea ce ar trebui să fie un antrenor. Muncesc cu sportivul, am dat 20 de kilograme jos, noi muncim, nu m-am antrenat eu pe mine personal, muncim cu alții, am dat 20 de kilograme jos. Foarte tare. Asta e foarte bine. Eu mă bucur că te văd în forma asta, ca să zic așa, direct ai întinerit. Da, cum se spune așa, că m-am schimbat față de acum 5 ani, nu mai mult, sunt mult mai bine, mult mai competitiv. Chiar pot să spun că un meci de box aș face cu oricine, dar nu mai mult o replică, pentru că am o vârstă. Băi, o replică, băi. Poate cine știe, știi cum era ca în filmele alea cu Stallone, venea la Rocky, îl provoca și mai venea și le mai dădea, le mai căra niște pumni și când mai câștiga o dată. Nu, aici sunt pedepsele mari pentru violență. Da, foarte tare. Cum te distrezi acolo? Cum te zici că ești într-o gașcă de români? Cum sunteți? Cum faceți? Suntem weekend la munte, găsim câte o băcantă și o excursie, în vizite. Numai gândește că am plecat 15 ani din Montreal și când m-am întors am găsit un alt oraș. Ce tare! Ce tare! Nu mai dezvoltat, nu mai puternic și foarte mulți, foarte mulți români. Nu te duci, vorbim românește. Nu te duci, vorbim românește. Excelent! Foarte tare. Bun, voi acolo, deci soția ta lucrează sau se ocupă de familie, că sunt lucruri de așezat cu toți copiii? Se ocupă de familie, are grijă de noi deocamdată și ne așezăm pe vizoare. Bun. Da, are un job, pentru că fiecare trebuie să ai un job aici, pentru că ți-e un plic timpul, că nu poți să stai numai în casă. Se întunecă la 4, iarna e lungă, iarna e grea, o mătui mare. Semne bune anulare. Ai, semne bune de bebe. Ce faci? Ce faceți acum de Crăciun? Mai stai și voi un porc? Mai un șprițuleț? Mai o treabă? Uite, pentru prima dată o să particip la o sacrificare. Așa. Mărcă de diaconul, da, m-am fost invitat să facem la o tăiere de porc. Să vedem cum va fi, n-am fost niciodată. Și nu știu cum sunt aici tăierile de porc. Auzi, da, și la voi în Canada, acolo sunt legi de astea în sensul în care nu mai poți să tai porcul, ci trebuie să-l convinzi să-și ia singur zilele, sau cum? Nu știu, pentru că n-am fost. Chiar n-am fost și nu. Chiar sunt așa de curios, n-am unde doar la noapte. Aia e, știi că, e o barbarie să omori porcul, așa că vorbești cu el până când sucumbă, știi? Adică la un moment dat nu mai poate și se duce, știi? Asta nu știu cum se procedează. Să plictisește și cade, da. Aici în Canada, am fost o dată în România, dar am spus că nu mai întrebuie niciodată. Apropo, ai vorbit de România, am vrut mai întâi să vorbesc de universul tău de acum. La ce te gândești când îți spun cuvântul România? Acasă. Totuși aici rămâne acasă. Nu știu, de unii sunt la o fericitate, de unii sunt certat, pentru că am o gândire. Fiecare, suntem oameni, fiecare gândește în felul lui, fiecare, am plecat pentru că am fost supărat.
am luat o decizie la supărare, probabil ce știu ce se va întâmpla în viitor. Dar n-am murit, n-am văzut în cuie că voi rămâne aici pe restul vieții. E doar o etapă și este o etapă și vreau să duc la capăt. Eu cred că tu ai luat o decizie corectă când ai plecat. Nu știu cât de corectă este, am luat o decizie pentru că așa am simțit eu nevoie atunci. Nu mă regăseam, pur și simplu. Nu știu, pentru toți cei care mă judecă, eu zic să întâi să uite la ei în oglindă și să-și vadă propria lor viață. După aceea să judece pe altul cu deciziile lui, cu ce a făcut, de ce a făcut, pentru ce a făcut. Fiecare simte ce simte în momentul respectiv, am avut puterea să iau o altă decizie. Eu vreau să spun lucrul următor. Eu, știți, amănui am mai vorbit chestia asta, dar o singură dată o spun acum. Tu meritai mai mult respect în România, de la locul și de la orașul. Nu, am avut respect. Oamenii m-au respectat. Oamenii, dar statul? Dacă le analizăm greșelile, îți spun ce a fost. A fost o greșeală pentru că n-am fost într-un partid politic, n-am făcut parte într-un partid politic, am fost la... în bătaia vântului și fiecare s-a folosit. Asta e adevărul. Ce vrei mai mult? Nu știu. Ar fi trebuit să fiu într-un partid politic și să merg cu aripă. Te înjură unii, te iubesc alții. Așa, dacă stai la mijloc, te înjură ba unii, ba alții. Ai dreptate. Deci asta e adevărul. Asta e adevărul. Așa, și așa se va întâmpla în continuare. Nu ești cu stânga, ești cu dreapta. Trebuie să fii. La mijloc nu poți să fii singur. Nu poți să fii, pentru că vei rămâne singur și vei suferi singur. Da. Vreau să știu dacă... Ce scuze dacă... Pentru cei care nu și-aduc aminte, tu ai avut un restaurant legendar în mijlocul Ploieștiului, care ți-a fost luat printr-un gest cel puțin discutabil. A fost la... Ții minte că am venit să fac filmare la tine acolo, la stadion, să încercăm să pornim acolo. Acolo nu era locul să faci așa ceva. Și le aminteam colegilor mei că tu ai o casă al cărui teren nu este al tău. Și încheie această discuție. Uite, am avut că nu mai am. Ai vândut casa? Pentru că ți-am spus, am luat o decizie, am făcut niște investiții, suntem ok, suntem pe un drum bun. Nu mă laud, nu mă vai. Sunt pe un drum bun, muncesc, am ocupație, sunt bine mulțumit lui Dumnezeu. Totul este ok și totul merge. Și în primul rând am familia cu mine, cel mai important lucru, care îmi dă energie și putere. Sunt pe Facebook tot timpul și sunt acasă. Chiar nu simt lipsa de acasă. Sunt tot timpul conjurat de prieteni, de oameni. Vorbim, râdem, glumim. Unde mă duc vorbim românești. Și în orice magazin mă duc tot românește vorbim. Aia e treaba. Moreanu e pământ românesc. Deja e cucerit. Da. Să știi că va fi cât de curând va fi românesc. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Pe românească. E adevărat. Moșule, te regăsesc mult mai serios decât te știam înainte, dar poate că e mai bine așa acum. Da, sunt mult mai concentrat pe ceva. Acum chiar am ceva de făcut și am ceva de dus la capăt. Fii atent. Acum, dacă tot... Când eram acasă, timpul trece, leafa merge. Acum, uite, acum sunt concentrat pe ce am de făcut. Mă focusez și totul merge, chiar totul merge bine. Moșule, noi te-am iubit, te vom și te vom iubi câtă viață ne-o da Dumnezeu. Acum dacă am spart gheața și gheața e groasă în Canada, că acolo se joacă hockey, frate, nu ca la români, hai să ne mai auzim. Nu știu dacă ne mai auzim în decembrie, sărbători frumoase, pupă toți copiii cu tot dragul și dorul familiei noastre care... întotdeauna a fost alături de voi și data viitoare pentru cei care doresc, o mai dăm și pe glume. Acum am făcut doar așa o dare de seamă unde este marele campion și un mare suflet al României, Leonard Dorin Doroftei. Sărbători fericite, România, să fiți sănătoși, să fiți puternici. Doamnelor și domnilor, să fiți puternici. De fapt, ăsta e mesajul cel mai important pe care îl oferă moșul. Pentru că dacă sunteți puternici, puteți să luați și decizii importante cum a luat el. Toate bune! Mulțumesc foarte mult! Hai la bucătărie un pic să vedem!